Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Ora de Sport, o ediție mai specială de această dată, pentru că, iată, am avut ocazia în această săptămână, într-o săptămână importantă în care ne așteaptă și alegerile locale, am avut plăcerea să avem ca oaspeți aici la Piatra Neamț pe domnul Marco Zachera, primarul localității Verbania, un oraș înfrățit, așa cum știți, cu municipiul Piatra Neamț, și alături de domnia sa este prezent aici la Piatra Neamț și consilierul local de la Verbania, Adrian Chifu, un prieten mai vechi al emisiunii noastre, să zic așa, al postului de televiziune 1 TV, pentru că noi am avut ocazia, atunci când am mers cu echipa de fotbal Ceahlău în cantonament la Novara, în Italia, să ne întâlnim de mai multe ori cu domnia sa și să mai aducem așa la cunoștință dumneavoastră, celor de acasă, ce se mai întâmplă, să zic așa, cu românii aflați la Verbania și prin Adrian Chifu, care este reprezentantul românilor în această zonă. Noi avem ocazia și am avut posibilitatea să vă aducem la cunoștință tot ce se întâmplă cu românii de acolo. Așadar, aceștia sunt invitații mei din această ediție mai specială a emisiunilor la Resport. Așa am și pus titlul emisiunii, Colaborări Piatra Neamț Verbania, pentru că invitații mei ne vor spune, vă vor spune pe parcursul acestei emisiuni scopul vizitei la Piatra Neamț și bănuiesc că s-au semnat și s-au prelungit anumite contracte de colaborare, anumite parteneriate între cele două orașe, Verbania, un oraș din nordul Italiei, respectiv Piatra Neamț. Buongiorno, signore Zachera. Grazie. E benvenuti a Piatra Neamț. Ok, perfect italiano. Perfetto. Adi, ce să spun, bun regăsit și bine ai venit la Piatra Neamț. Da, bine v-am regăsit, eu vă mulțumesc pentru invitație, profit de ocazie să-i mulțumesc și domnului primar Marco Zachera, pentru că răspunde mereu invitație de a se întoarce la Piatra Neamț. Este a doua oară când vizitează orașul nostru și cred eu că dacă s-a întors a doua oară, un motiv este, înseamnă că orașul i-a plăcut foarte mult și chiar astăzi, plimbându-ne prin orașe, ne-am dat seama că acest oraș a crescut în ultimii 2 ani foarte mult și chiar este un oraș cu care ne putem mândri noi românii în străinătate. Așa este. Mi-ai spus a doua oară. Parla bene românii. Parla bene si. Românii. Ai spus a doua oară, Adrian, când a fost prima dată domnul primar la Piatra Neamț? Acum câți ani? Acum 2 ani. În 2010, de zile de sărbătorile zăpezii. Prima ediție. Deci iarna și acum, primăvară-vară. Signore Marco, piacere Piatra Neamț? Sì, io sono già stato 2 volte a Piatra Neamț e devo vedere una città che veramente in questi anni è cresciuta molto, ma soprattutto è importante per Verbania perché noi abbiamo una grande comunità romena nella nostra città, quindi siamo assolutamente Vorbim despre cele două orașe. Adi, te-aș ruga să vă întreb pe domn primar. Eu zic că este așa o asemănare geografică între cele două orașe. Verbania, Lacul Maggiore, noi avem Bistrița. Bine, păstrăm puțin proporțiile. Noi avem zona de munte și acolo este. Da, din zona, punct de vedere geografic, orașele noastre se aseamănă foarte mult. Un oraș de munte cu un lac, la Verbania, un lac natural, glacial. Noi avem Lacul Bâtca Doamne, dar cu care eu zic că ne putem mândri. Și din acest punct de vedere putem să analizăm atât problemele cu care se confruntă aceste zone, cât și posibile colaborări pe viitor. Noi siamo molto contenti dal livello della comunità romena che si è molto ben integrato nella nostra città. Il problema economico colpisce soprattutto il settore edilizio, che è il settore dove lavorano molti della comunità romena. In questo romena. Momento un grosso problema che abbiamo in Italia come amministrazioni locali è che mentre voi qui vedo che fate molti lavori nuovi, lavori pubblici, noi in Italia siamo costretti a ridurre i lavori pubblici perché il governo non ci dà più finanziamento. Am avut și acea discuție pe care am avut-o la Novara și îmi spuneai și tu, italienii nu prea sunt de acord cu noul prim-ministru al Italiei, sunt puțin așa reticenți că el vine din partea economică, el este o persoană mai care nu este implicat și politic. Nu este implicat politic, însă are o susținere politică în Parlament, pentru că altfel nu ar putea supraviețui. Este un guvern de sacrificiu, pentru că guvernul Berlusconi a trebuit să lase puterea
și alte soluții mai bune nu era da, la momentul de prieteni, iată aceeași problemă pe care am discutat-o și cu Adrian Chifu în întâlnirea de, din această iarnă pe care am avut-o la Nouă Vara. Vorbim cu Adrian Chifu, consilier local la Verbania și cu domnul primar Marco Zachera, primarul orașului Verbania, orașul Adrian, vreau să mai întreb pe domnul primar cât de important este pentru comunitatea română din Verbania faptul că un reprezentant în Consiliul Local Român, adică persoana ta mă refer. Răspunde tu și apoi întreabă și până. Da, din punctul meu de vedere, o voce românească în Consiliul Local din Verbania este foarte importantă, pentru că suntem comunitatea cea mai numeroasă din Italia și este normal și consider că fiecare primărie din Verbania, din Italia, mă scuzați, ar trebui să aibă un reprezentant de naționalitate română. Este un avantaj pentru că eu sunt de fapt o punte de legătură între comunitate și autoritățile locale și orice problemă pe care o întâmpină comunitatea noastră oarecum este mai ușor de rezolvat. Câți români sunt acum la Verbania? 450 aproximativ. Dintr-un total de cât? 1200. La risposta deve dirlo lui. No? L-ho già detto, ecco. No, secondo me è molto importante per l'integrazione. Perché spesso ci sono stati, non a Verbania, ma delle tensioni in Italia con le comunità romene. Noi non abbiamo alcun problema con la comunità romena nella nostra città per quanto riguarda discorsi di malavita o problemi. A fost un moment de tensiune și chiar eu personal am criticat în 2007 cazul Mailat, când din comunitatea românească din Italia s-a creat așa un monstru mediatic. Și s-a adus o imagine negativă. S-a adus o imagine negativă, deoarece Italia era într-o campanie electorală la nivel național, au folosit românii drept carne de tun, însă este foarte important să fie un român într-o primărie din Italia, deoarece ajută integrării. Poi io credo però, perché mi sono occupato a livello parlamentare degli italiani nel mondo, che anche i romeni, che pure sono anche cittadini italiani, devono mantenere le proprie radici. Allora avere una rappresentanza in comune aiuta, e adesso vediamo come mantenere. Io sto notando, perché a Piatra è la seconda volta che vengo, ma in Romania, a Bucarest, eccetera, sono venuto diverse volte. Io ho visto che i progressi della Romania sono molto più forti di quelli d'Italia. Il grande problema, signore Marco, è l'infrastruttura di Romania. Difatti vedo che però vedo a Pietragnano cosa avete fatto in questi ultimi anni e dico state facendo molto di più che voi state utilizzando per rimettere a posto il centro della città con la stessa legge che c'è in Europa per i capoluoghi di provincia che c'è anche a Verbania. Con aceiași bani europeni și noi în Verbania modernizăm centrul orașului, așa cum am observat la Piatra Neamț, este același proiect de integrare și dezvoltare urbană și Verbania a luat aproximativ 12 milioane de euro cu care acum lui nu sta traducendo, lui sta conducendo la transmisione. Prietenie, da, ediție specială cu domnul Marco Zachera, primarul orașului Verbania și Adrian Chifu, consilier local român în Verbania. Ne îndreptăm spre partea a doua a emisiunii și spre o temă principală. Adrian, scopul acestei vizite despre care am vorbit la începutul emisiunii, care este scopul, să zic așa, prioritar pentru care tu și cu domnul primar ați venit la Piatra Neamț? Da, noi astăzi am parafat înfrățirea și la Piatra Neamț. Acum 2 ani s-a semnat la Verbania și era normal să ne deplasăm și la Piatra Neamț. E o înfrățire pe un anumit timp sau? Nu este o scadență. S-a semnat înfrățirea la Piatra Neamț. Este un proiect pe care eu l-am promovat și sunt mândru că s-a și realizat. Bun. Și bănuiesc că pe lângă această întâlnire la primărie cu autoritățile, ați avut și alte acțiuni sau ați fost... Am avut și alte acțiuni. Eu chiar făceam un bilanț a celor 2 ani de când s-a semnat prima înfrățire la Verbania între aceste orașe. Este un bilanț pozitiv. S-au realizat multe lucruri împreună. Alte înfrățiri, de exemplu, sportive, culturale. Mai avem de lucrat la fondurile europene. Eu îmi doresc foarte mult să colaborăm cu italienii și să facem proiecte comune pentru banii europeni. Da, într-adevăr, ai spus tu și pe parcursul acestui dialog să se investește și pe plan cultural. Ai spus tu cu acea bibliotecă, cu școala pentru copii. E foarte frumos. Întreabă pe domnul primar Adrian, s-a încheiat o nouă ediție a Turului Ciclist al Italiei, Il Giro. Dacă a urmărit așa, măcar la televizor, nu cred că a trecut pe acolo caravana prin zona Verbania. Verbania e passato il Giro d'Italia, no? No, però sabato e domenica passa il Giro della Svizzera. Ah,
Parte la seconda tappa parte da Verbania. L'anno scorso il Giro d'Italia è partito una tappa da Verbania. È arrivato in Elveția o să treacă sâmbătă și duminică prin Verbania. L'anno scorso invece il Giro era stato a Verbania. Anul trecut a trecut prin Verbania, Tour d'Italia. Vorbim cu domnul Adrian Chifu și cu domnul Marco Zachera, primarul orașului Verbania. De fapt e oraș, nu Adrian? Verbania. Oraș, municipiu. Sau municipiu, oraș. Și județ. Și județ, da. Ce ar mai fi de completat, Adrian? Ce ar mai fi de spus vis-a-vis de această vizită a ta și a domnului primar aici la Piatra Neamț? Pe lângă încheierea acestui parteneriat, a semnării, să zic, înfrățirii și pe partea română? Da, eu personal sunt mândru că am putut să înfrățim aceste două orașe. Este orașul meu natal și orașul unde trăiesc. Pentru mine este o realizare și nu doar pentru mine, chiar pentru românii care trăiesc în Verbania. Nu sunt multe orașe din Italia care s-au înfrățit cu orașe din România și pentru mine este o mare realizare de când sunt consilier local în Verbania. Probabil dacă n-aș fi fost consilier local acolo, ar fi fost mult mai greu să realizez un astfel de Piatra piace proiect. Quell'aspetto culturale di alcuni edifici che sono veramente molto belli, che dovete preservare, perché sono degli edifici diversi da quelli che si vedono in giro. Quindi determinate chiese, le torri, i cancelli di determinate case e uno stile di costruzione antica molto bello. Adrian, ad esempio, sunt copii sau sunt cazuri în care copii români născuți în Italia să nu știe limba italiană? Da, și nepotul meu să nu știe limba italiană? Da, nu. Copiii acolo merg la grădiniță, deci la creștere, deci obligatoriu știu limba italiană. S-a întâmplat nepotul meu să nu știe limba română și atunci câteodată, o lună pe an, îl aducem în România să învețe limba. Voglio ricordare che mio nonno nel 1910-1914 lavorava in Romania. 100 anni dopo, ecco che c'è stato questo cambio di emigrazione, però questo vuol dire che i rapporti che ci sono tra l'Italia e la Romania e prima ancora da 2000 anni con la Dacia sono molto forti. Un dialogo interessante e una discussione di fiecare data, mai ales când avem oaspeți din străinătate. Adrian, ce ar mai fi de spus așa pe final? Într-adevăr s-a semnat acest parteneriat și la Piatra Neamț. Ai spus tu o încercare de să aduceți bani pentru amenajarea lacurilor. Ce ar mai fi așa? Da, eu îmi doresc ultimii 2 ani de mandat pe care i-am în Italia să realizăm proiecte comune pe bani europeni. Acum dezvoltăm un proiect european cu liceul de informatică pentru un schimb de copii pe care o să vină cei de la liceul de informatică în Verbania și din Verbania acum, aici. Dar am depus proiectul, acum așteptăm răspunsul. Cred că o să câștigăm și o să facem și un schimb cultural între copii. Să descopere fiecare originile. E posibil ca după 2 ani să mai continui, să mai candidezi sau încă nu te-ai gândit? Probabil că da, este prematur acum să mă gândesc. Voi vedea ce voi face peste 2 ani. Da. Întreabă și pe domnul primar, când crede că sau când va mai avea ocazia să revină la Piatra Neamț? Când o pensi de ritornare a Piatra Neamț? Il futuro è nelle mani di Dio. Nu se știe niciodată, Dumnezeu decide. Dumnezeu decide, da, cred că ne apropiem. Speriamo presto, comunque. Cât de curând. Da, noi sperăm să vă veniți cât mai repede, pentru că sunt foarte bune aceste parteneriate, aceste întâlniri. Bănuiesc că și autoritățile locale de la Piatra Neamț v-au primit și ați putut schimba păreri. Comunque, probabilmente, già quest'estate un gruppo di studenti di Piatra Neamț viene a Verbania, viceversa. Sì, anche eu vreau să mulțumesc autorităților locale din Piatra Neamț și din Verbania, pentru că de fiecare dată orice problemă a fost sau orice colaborare ne-am descurcat foarte bine. Și cred eu că vom continua destul de bine pe viitor. Și eu vă urez mult succes, motosucces, așa se spune? Bocalopo. Domnului primar Marco Zachera, mult succes și mulțumesc, Adrian, pentru că ați acceptat acest dialog. Mulțumesc de invitație. Da, am înțeles că tu vei sta mai mult acasă, domnul primar. Da, rămân aproximativ 2 săptămâni, după care mă întorc pentru că am o ședință de consiliu. Da, vă mulțumesc, le mulțumesc celor doi invitați prieteni pentru dialogul de astăzi. Mult succes atât pentru Adrian Chifu, cât și pentru domnul primar Marco Zachera. Bogdan Tablan vă mulțumește pentru atenție. Până săptămâna viitoare, să aveți parte numai de bine. Toate cele bune!